a lucrat, nu, tăcișelea și lucrul și amul. Dar la loterie am fost la deal. Tăcișelea am făcut. Nu mare treabă, dar fac. Cât și ceva. Ca de femeie bătrână. Da, păi bătrână, dar pe dată mă ține Dumnezeu și să fac. Dar bătrânețele scâde. Scâde bătrânețele? Scâde, scâde. N-auz bine, nu... De văzut văd și ce scrie în testament, în scriptură și nu... Mă n-aud așa bine. Asta e baiul, că n-auziți. N-aud, nu... Aud, nu surdă de tec. Dar nu înțeleg. Nu înțeleg. Grec, așa în casă. Păi ce mai auză că doar în greică. Păi da, am auză că grec, dar nu știu că ce. Dar păi mai spun care vreau, care nu. Și să știu că am și eu bugate de 91 de ani. Am petrecut bugate și bune și rele. Cum o dat Dumnezeu? Da. Haideți să povestim de lucrurile acelea pe care le-ați petrecut. Din tinereță. Băieții. Câți frați ați fost? Patru. Patru frați. Patru frați. Și cum a fost să crești patru una frați? Una a murit la 15, ai, ce mai rămas. Nu-i bai. N-am stat, că am avut casă și în sat. Dar dacă am avut animale, nu le-ai putut ține în sat. Am stat la câmp. Eram niși. Stăteam casă în câmp și am avut un loc mai la geal. Eram trebuie să ne încalțe cu 5, cu 3, ne-am dus acolo la geal. Și de la 6 ani ne-o dat de lucru. Acolo cu miei, cu tăce, ne mâna la miei, duce, nu-i lăsam pe loc. Știi ce-i pe locul? Știu, sigur că nu-i lăsam pe loc, duce acolo, duce o sticlă de apă, duce o greblă, duce... De la 6 ani. Și am continuat într-una. Dice, creștem, dice, ne dă mai multe lucru. Mai mult. Da, până ce a fost de mărți la școală. Am mers la școală, ne duce la geal, după ce termina școala și nu mai venim în sat până să începe iară școala. Că avem ei, două, trei bași, trebuia să le agrijim de ele. Și bă, tot așa, de ce creștem, de ce mai mult de lucru. Tot mai mult de lucru. Nu, am scăpat de școală, am mers la plantat, că... Băi, nu aveam ce face, numai când vindeai un animal. La plantare ne trebuie bani, la cinereță, la... Cum trebuie, și am udat, atunci nu era bani. Vă amintiți când ați câștigat prima dată primii bani? Cum? Vă amintiți când ați câștigat primii bani? Păi când ne-am câștigat amarul nostru. Nu vă mai amintiți? Nu, nu mai amintesc când ne-am câștigat primul bani, n-am. Păi merem la pădure, l-am plantat. De acolo ne dau o 2 lei, să ne luăm și ne trebuie. C-o trebuit să ne interesăm de tăcișelea începând de la încălții. De la încălții. Tăcișelea trebuie să le treacă prin mânuri. Am ajuns, i-am umblat și cu 8-5 de porc, că nu se găsă cauciucuri. Și-a făcut 8-5 de porc. Cum îi să îmbli cu 8-5 de porc? Cum? Cum îi să îmbli cu 8-5 de porc? Țineți-ne câte o lună și ceva, când te porci la Crăciun, apă-i bele. Și cele așa așa și ce făceam cu ea și ne făceam 8-5. Nu a fost ușor. Dar am fost sănătoși. Am fost sănătoși. Nu atâta boală, nu atâta... Nu, așa, pă, tot am înălțat, am crescut, am lucrat cu... Părinții cu test la o altă, o fată omorită, a rămas numai 3. La 15 ani s-a început războiul. S-a început războiul și apoi mă caz. Tăt am scos ce am avut acasă, tăt am scos la geal, s-a fost aici o împluge de armată, de cu cai, cu adunirea mașini. Ne-am dus tăt la geal. De acolo am stat. Când îmblam la școală, am fost sub unguri. Că am fost și sub unguri. Am câți ai fost unguri, nu știu câți am fost. Și, na, la școală am dat la unguri. Cu ce fel de unguri? Cum erau oamenii ăștia? Erau răi? Nu era așa. Erau oameni mai cruzi, mai... Dar nu au fost răi. Nu au fost răi. Nu, ne-am învățat cu ei până la război. Și apoi s-au dus, a făcut Dumnezeu. Atunci, pe vremea războiului, cum v-ați descurcat cu mâncarea? Slab. Rău. La, a fost dat Dumnezeu și ai răi,
Nu mai era ca amu să te duci să cumperi. Tăți luam haine și aduce prin țară, prin și aduce mălaie și aduce... Aveai o bucată, iară se găta. Nu, dar am trăit, cum o da Dumnezeu. Pe urmă a fost sașetă după război. Sașetă după aceea și deci cele au fost. Na. Am dat coce, bugăce și am dat tăt, mi-a luat și dacă îmblăcem, mi-a luat iuiu, mi-a luat tăcișele, numai te să le dai, tăcișele. Dar le-am dat, ne-a ajutat Dumnezeu, am scăpat. Na, păi, nu a fost ușor, dar dacă ai fost harnic și ai muncit, n-ai fost năcărit, cu tăt și cu fost greu, dar am lucrat, am făcut bugăt, din noapte zi am lucrat și noaptea. Și noaptea am lucrat bugări. Că așa am fost să timpurile. N-ai avut ce face. Aveți vreme să lucrați și noaptea? Da, păi lucram. Păi lucram noaptea. După ce eram mai mare, păi lucram cu câine, păi cum se lucra atunci cu femeile. Tătă noaptea torșem. Tătă noaptea. Păi eram de... Când eram de 7-8 ani, ne luăm mama înșezătoare și ne da caie să torșim, să ne învățăm să torșim. Și așa ne-am învățat și am lucrat tăcicelea și am lucrat până amu, tăcicelea. Mamă, n-ai ce face, că n-ai ce să faci amu. Nu, de aia am lucrat, tăcicelea am lucrat. Dar pe, cu războiul, apoi ne-am dus la geal și mai vineam prin sat că e prindeași, ne ducea la de cunguri, care era mai bonici, mai... Și am stat acolo la câmp. Acolo ne-a fost viața. S-au dus mulți tineri de aici în război? S-au dus mulți tineri și eu am avut un frate, a fugit în România, nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut aici, a fugit în România. Și apoi tata l-a luat în război și a rămas 3 femei. Eu, o soră și mama. Măcar, nu găseai cosași. Tata, când a fost să plece la concentrări, hai să-ți arăt să bați cosa. Mi-a arătat să bat cosa, să bat pari, să fac tăcișelea, că nu au ușine. Bărbații care mă era și lucra lor. Și era fugăia și ea numai noaptea mai lucra. Și așa că am petrecut viața, n-am lucrat ca femeile. Ca bărbații am lucrat, că așa au trebuit să lucri. Am rămas cu oi, cu... În 2 ani, înțelegi ce spun, în 2 ani am mulți oile la băgatul brânzii în strungă cu bărbații, 2 ani. În... Mai înapoi am mers, am urcit terenul ăsta pe aici, da. din podul, la podul Cormăii. Pe mai roneși loc la băi în pijos cu oile. De la băi am luat și o căldare în spate. Și am trecut pe munți până am ajuns în Putrezul, dacă ai auzit de el. Auzit. Nu, până acolo. Tătă noaptea am mers. Când s-a făcut ziua, eram ieșit pe cișa, deasupra. O băiată de... trecută de 18 așa e. Cu iară, cu 2 băieți așa ca mine. Ne-am descurcat, tătă sămâna mulți oile, sâmbătă, așa a fost duminică. Când a fost în cea sâmbătă, le-am băgat pe brânză și am venit acasă. Și ne-am apucat de treabă, că tata era la concentrări, fișorul frate mi-a fugit în România și eu trebuie să lucrăm, de aceea.